În prezența elevilor, a cadrelor didactice și autorităților locale și județene a avut loc ceremonia de atribuire a numelui Mihai Eminescu, școlii numărul 5 din Alexandria. Instituția cu o bogată istorie a intrat sub patronajul spiritual al celui mai mare poet național, chiar în ziua în care a împlinit 122 de ani de la înființare. Școala noastră a luat ființă în anul 1897 și la început, după cum probabil că știți, a purtat numele de Mihai Bravo, fiind prima dată școală primară de băieți, ulterior devenind o școală mixtă, școală primară de băieți și școală primară de fete numărul 1, cu același nume de Mihai Bravo. Mă asigur de tot sprijinul instituției pe care o reprezint, că o să găsim o soluție și v-aș ruga, domnule director, să solicitați realizarea măcar a unui bust, să-l punem aici în fața școlii sau poate în interiorul școlii, decideți dumneavoastră în Consiliul de Administrație, pentru că trebuie să personalizăm această școală și centrală, și veche, și importantă a orașului nostru. Și foști elevi ai școlii au ținut să fie prezenți la acest eveniment din viața instituției. În fața trecerii irreversibile a timpului, minunata perioadă pe care am trăit-o aici, un capitol scris cu litere de aur, important pentru formarea mea, atât ca elev, cât și ca om, presărată cu momente de neuitat, cu rezultate deosebite, capătă acum nuanța stinsă a trandafirilor parfumați de odinioară. La școala Mihai Eminescu din Alexandria sunt înscriși 560 de elevi îndrumați de 38 de cadre didactice.